Nella parte patra di Meranges Camera, un troll giumate, si è rimasto l'ultimo videoclip, non mi faccio un telefono, bine, am înțeles, am știut videoclipurile anterioare, nu de pe YouTube, din galerie, și să continuăm. Are o roată aici, care în vorte hamsterul și zici că se joacă. Și mai are ceva în spate de tot. A, da, am uitat de chestiile care nu le am la asta, să vă zic. Nu am niște animale care... Niște animale și niște oameni care vin... Uite, aceste suporturi de aici, ăsta, avem una și în baie. Avem una și aici. Și mai avem și atât, avem patru chestii din acestea. Foarte tare. Și nu se vede, dar avem o chestie de șoareci aici mică. Puteam să mă uit pe ea, să vă zic ce e în ea. Nu e nimic, e doar o gaură acolo. Să închidem, să vă arăt ce nu v-am arătat și trebuie neapărat să vă arăt că e mișto. Ok. Intră. Asta se... Nu cred că se mai înfige. Oh, mai întâi trebuia să pun asta. Așa, perfect. Am făcut și aceasta este casa. Și în spate de tot avem acest geam care arată ca o ușă și chestia asta. O ușiță ciudată unde eu mi-ascund o chestie, dar nu știu ce e în această ușiță. Și trebuia să fie, cred că trebuia să fie oamenii și animalele, nu? Ce putea să fie, dar eu am pus alte chestii. Niște... cum să zic eu, niște schelie scuiși. Doi schelie scuiși. Unul este negru, unul este... așa, unul este mov. Așa, și aici... Pentru că aparent nu stă chestia de la, cum se numește, de la acel leagăn, o să o pun aici. Dar, să verific ceva. Nu. Ok, o să aruncăm tot aici. Și ne vedem cu punga făcută sau cu un alt update. Ok, gata, sacoșa este plină. Mi-am găsit și locul sub birou. Și încă o vază acolo care nu mai am încăput în sacoșa. Acum ce mai avem noi nevoie, adică ce a mai rămas pe jos este asta. Foarte puține, o să le strâng într-o grămadă, în 3, 2, 1, bararararararam și totul este gata. Strâns. Și biroul este gol. Afară de locul ăla, locul ăla, locul ăla, ăla și ăla. Și ăla. Ce o să dureze. Ne vedem și cu restul lucrurilor scoase. Ok, n-au dispărut asta, dar m-am întors cu o chestie ciudată. Găsi fige spinere într-o cutie unde știam eu că aveam acele cuburi. Și știți de ce am totul atât de dezordonat? Am trimis două pungi aici la bunica mea. În caz că nu știți unde sunt acum. Și tatăl meu, nu știu cum ne-a aranjat, dacă să nu mi le arunce prin camera așa, le-a pus în locuri diferite unde era liber. Și uite așa, tot camera mea a fost distrusă. Deci, da.
Cam așa s-a ajuns la asta. Câte am aici? Două. Deci grozav. Și nu cred că o să găsesc castelul ăla până plec de aici. Sau am eu un dulap, poate aici. Încuiat, frate. Acum l-am încuiat sau l-am descuiat? Ia, aici. Dacă are o chestie aici. Oh my god. Apare, nu-i nimic, dar poate este ceva în această husă de ochelari. Așteptați puțin. Curios sunt și eu ce putea să fie într-o husă de ochelari decât niște ochelari. Aoleu, ce sare! Îmi vine să-mi dau una în cap. Deci, da. Ne vedem cu toate lucrurile aranjate. Da, mai am puține lucruri care vor fi foarte ciudate și aranjate pe birou. Eu nu știu ce să mai pun acolo, că am băgat tot în pungi și în cutii și alte chestii, nu mai știu pe unde. Da, deci să fie cam gol. Asta, dacă nu cumva mai găsesc ceva prin locul ăla și sertar, o să aranjez și creioanele. De ce nu? Ca să-mi ia și mai mult timp. Și rămân fără timp, dacă tot e vorba de timp. Deci venim cât mai repede cu rezultatul. Gata, s-a dus treaba ușoară. A venit treaba grea. Și scaunele, cablul ăla, fotoliul, adică patul, scaunul, ale rândul acesta și culorile. Ajută-mă, mami! Cum am rezolvat-o? Rezolvat totul. Mai am ceva. Oh my gosh, mami, ajută-mă! Ok, să lăsăm mamele și să continuăm. Voi aranja creanele în 3, 2, 1, o să scăpați de partea asta. De ce vă fac eu așa ceva? Dau cu creanele și cu câteva bunorama care nu mai vreau să fie, nu mai stăteau. Așa, și 2. Meritați asta pentru tot ce a scăpat în această serie mică, mică, mică serie. Mai aveți dulapul, mai avem dulapul, o nu și o nu. Așteptați, vă rog frumos, puțin. Pentru voi, nu pentru mine. Aoleu, nu urăți viața de YouTuber. Este gol. Nouă muzică de pe televizorul ăsta. Cred că dacă o să-i schimbe aia, de acolo s-a dus. Dacă o să-i schimbe conexiunea, cred că s-a dus tot dulapul ăsta. L-a arunc direct la gunoi, dacă are și de aici. Ne vedem cu el plin. Băieți, am făcut ordine în dulap și am găsit o lupă. Foarte bună, până aici. Mai mi-am umplut dulapul cu ceva, ce tare! Acum, ce mai am de făcut? A, da, mă. Ne vedem cu ăsta făcut. Sau cu un mic update. Gata, dulapul ăsta de aici. Acum, ce să mai zic? Să-l fac pe ăla. Am terminat această mică, 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 mică serie. Biroul meu este gata și arată cam așa. Și nu doar birou, ci toată camera mea. Pe aici e totul gata, scaunul este pus. Aici este totul aranjat, acolo e totul aranjat, acolo e peste tot aranjat. Sus acolo e, oh my gosh. Merge la mine acasă, că am o groază de data la mine acasă. Deci, bye bye.
trebuia cu seria asta în sfârșit. Acum pot să mă duc să mă culc. A trecut puțin limita, este 11 și 10 minute și eu am terminat acum. Cu 10 minute mai mult, deci am cam stricat regula acestui challenge, deci nu contează. Bai, am terminat și cu seria asta. Yes! O miniserie! Uiuh.